Bine ne-am regăsit, dragi telespectatori! Suntem într-o nouă ediție a emisiunii Cultură și Civilizație Turcă, aici, la Dunărea de Jos, să spunem. Ediția aceasta vom încerca să vă prezentăm un moment din tradițiile de primăvară ale turcilor. Ne aflăm în Casa de Cultură a Sindicatelor, unde sucursala Uniunii Democrate Turce își are sediul. După cum știți, popoarele turci, atunci când vorbim de popoarele turcice, ne gândim la o multitudine de popoare, începând din Asia Centrală și până în Balcan și întinse poate și în Europa, în multe țări unde se află comunitățile. La începutul existenței lor, însă, popoarele turcice sărbătoreau trei momente importante. La începutul primăverii, odată cu echinopțiul de primăvară, triburile turcice se adunau în frunte cu conducătorii și sfatul înțelepților la o peșteră aflată în nordul munților Altai, unde, conform legendei Ergenekon, sau Boscurt, lupul cenușiu, care salvase poporul din încercuirea munților, rănit, se adăpostese în acea peșteră. Aici se aduceau, în memoria străbunilor, ofrande pentru prin sacrificarea unor animale. În luna iunie, populația se aduna la marginea râurilor Tamir sau Onghin și aduceau mulțumire singurului creator, Gyöktanrı, adică zeul cerului, prin rugăciuni și sacrificii animaliere. A treia sărbătoare era dedicată unei zeități, în accepțiunea actuală sfânt, ocrotitor al pământului, apelor și al tuturora. Nevruzul, pentru că noi, la 21 martie, sărbătorim această sărbătoare a primăverii, o nouă zi, al anului nou din Antichitate. Această sărbătoare ancestrală, cunoscută sub diferite denumiri, a continuat să străbată timpul și să aducă de fiecare dată în sufletele tuturor neamurilor turcice prosperitate, iubire și comuniune sufletească. Din Asia Centrală și până în Balcan și peste tot unde trăiesc comunitățile turcești, sărbătoarea este așteptată cu speranța în mai bine și prilej de bucurie. Formele de manifestare sunt diferite de la o comunitate la alta, datorită tradițiilor fiecărei comunități în parte. Dar rămâne povestea care este mereu aceeași. În trecut, șamanul, astăzi cel mai în vârstă om, bărbat, deschide ziua de Nevruz cu următoarea incantație. Pe tine, Nevruz, tatăl turcilor, cerul, te-a creat și te-a trimis pe pământ să strălucești, să dai viață celor 60 de soiuri de flori și pui, de păsări, de animale, să umple natura cu mireasma, ciripitul, nechezatul și behăitul lor. În textele orconice se găsește chiar un imn dedicat soarelui, chiar dacă acest astru nu era zeificat. Imnul a fost tradus de mine și se află în volumul pe care l-am scos, Tradiții de primăvară, la popoarele turcice, un volum apărut în limba turcă, pe care dorim mai târziu să-l traducem și în română. Indiferent de această poveste, e iubită și respectată de toți. După cum am spus, la început mă voi opri
doar la câteva obiceiuri și tradiții. Dar până atunci, bucuria zilei de Nevruz este plină de cântece, dansuri, vizite la rude și la cei vârstnici, se pețesc fetele și se hotărăsc logodnele, ziua logodnelor și nunților. Încă se mai găsesc cântece și partituri muzicale vechi de mai bine de 700 de ani, repertoriul care apare și astăzi cântat în diferite forme în Turcia și în alte zone acolo unde trăiesc comunitățile. Cântecul spune cam așa, un cântec foarte vechi de aproape 700 de ani, versurile lui spun așa. Munții azi au înverzit Sultan Nevruz, bine ai venit! Păsările au prins glas, Sultan Nevruz, bine ai venit! Azi e sărbătoarea primăverii, Nevruz, sărbătoarea turcilor, sultanul inimilor, bine ai venit, Nevruz! Păsările, munții și stâncile aduc laudă lui Allah, copacii sunt tot mai verzi, bine ai venit, Nevruz! A trecut iarna și primăvara a sosit. Aline B cântă la saz, cazanele fierb neîncetat, bine ai venit, Nevruz! Începând cu 27 februarie, deci Nevruzul, această zi a primăverii, este precedată de 4 săptămâni, începând cu 27 februarie. Prima săptămână este dedicată încălzirii aerului. Aceste transformări, aceste fenomene se petrec în natură în fiecare an. Apoi, următoarea săptămână este dedicată încălzirii aerului, încălzirii apelor, iar a treia săptămână este dedicată încălzirii pământului. Odată cu încălzirea pământului, oamenii se pregătesc pentru ultima săptămână, când vor sărbători, așa cum v-am spus, ziua de nou an, ziua de Nevruz, care înseamnă, e format din două cuvinte, cuvântul Nevruz, nou și zi. Iar o vechime și o influență foarte veche, încă din cultura, chiar dacă persană, și cultura sumeriană, dacă stăm să ne gândim mai bine, cea mai veche este cultura sumeriană. Nevruzul, în trecut, am spus, șamanii cum și astăzi cei mai înțelepți, să ne oprim puțin să vedem cum era sărbătorit Nevruzul în perioada otomană. Fiind considerată o sărbătoare astrologică, când soarele intră în zodia berbecului, turcii otomani pregăteau o pastă, un fel de majun pe care, cu care umpleau borcanele, legau gura borcanelor și puneau un bilețel la fiecare borcanel, puneau un bilețel pe care scriau ora și ziua când trebuiau deschise. Și cu panglici, bineînțeles, legăturile erau făcute din panglici multicolore. În zodia berbecului, plețelele erau numite urechile Nevruzului. După data și ora indicată pe bilețel, pasta putea fi mâncată. Această pastă, așa. Această pastă își are tradiția încă de pe vremea perșilor, când un medic, un înțelept, a făcut medicamentul acesta
Nu, a făcut medicamentul acesta, l-a preparat și a observat că este benefic pentru foarte multe boli. De nevrus, sultanul oferea daruri înalților demnitari și funcționari. Până în secolul XVII, sultanul a oferit marelui vizir câte 1000 de galbeni, apoi, până la jumătatea secolului XVIII, câte 6000 de galbeni sau arginți. La începutul secolului 20, începutul calendarului astrologic era marcat printr-un dar de preț pe care sultanul îl oferea primului ministru Sadrazamului. Aceasta consta într-o haină de blană de samur și 500 de curuși. Căpetenia ienicerilor era poftită la masă, la masa dată în onoarea acestuia, unde se serveau bunătățuri cât mai alese și pasta specifică despre cu formată din foarte multe mirodenii. Încă în anul 1522, soția sultanului Selim Iauz, mama sultanului Suleiman Magnificul, Aişe Hafza Sultan, îmbolnăvindu-se, medicul curții, renumitul Merchez Efendi, a preparat un amestec din 41 de condimente sub formă de pasă pe care i-a dat-o sultanii. Aceasta s-a însănătoșit rapid și pentru că pasta era gustoasă și binefăcătoare, a poruncit sultanul ca în fiecare an din minaretul Jamiei Sultanale din Manisa să distribuie acest preparat în niște cutiuțe mici sau celor supușilor. Chiar și astăzi, obiceiul se păstrează și chiar puteți, dacă mergeți la Manisa vreodată, puteți cumpăra această pastă sub formă de niște nu prăjituri, niște bomboane pe care le puteți foarte gustoase, pe care le puteți mânca. Pasta se numește Mesir Majunu. Dimitrie Cantemir, în creșterea și descreșterea Imperiului Otoman, vorbește foarte frumos despre această sărbătoare și să vedem cum descrie sărbătoarea. În această zi, sultanul primea daruri de la supuși. Cea din tâi solemnitate dintre sărbătorile politice, spune el, sau civile, adică profane, lumești, spre o deosebire de cele religioase, este cea numită Nevruz, adică ziua cea nouă, anul nou, echinopțiul de primăvară, 21 martie, care inaugurează anul solar persan. Această zi nouă, ei spun că este echinopțul primăvaratic, de unde iau și începutul anului socotit după cursul soarelui. Așadar, în ziua de Nevruz nu se fac niciun fel de rugăciuni bisericești, nici ceremonii religioase, după cum am spus că se fac la alte sărbători, ci se vede că se practică numai pentru a însemna începutul anului nou solar și pentru adunarea și prezentarea darurilor stăpânitorului. Căci în această zi, toți vizirii și pașii și toate căpeteniile, afară de principii moldoveni și munteni,
sunt obligați să-i ducă în dar sultanului un cal de rasă bună, înfrumusețat, cu o podoabă scumpă și doi sau trei, iar uneori și mai mulți neîmpodobiți. Multă lume se întreabă de ce principii munteni și moldoveni nu duceau aceste daruri, pentru că nu știm foarte bine, Muntenia și Moldova nu făcea parte din Imperiul Otoman, ci era doar erau doar vasali ai acestui imperiu. Să vedem care sunt tradițiile și obiceiurile la turci și tătare din Dobrogea. În dimineața de Nevruz, fetele merg la izvor, aduc apă proaspătă cu care se spală întreaga familie și stropesc pereții caselor și animalele. Apoi se pregătesc se îmbracă în haine frumoase, noi, și pornesc la colindat. Colindatul se pregătea din timp, de obicei la școala satului, sub atenția și îndrumarea învățătorului, care în același timp era și imamul satului. În dimineața de 21 martie, ceata de Nevruz pornea spre casele. Întâi se mergea la casa imamului, al învățătorului, al fruntașului satului, după care la cei în vârstă, la familiile vârstnice și la celelalte rude și prieteni. Începând, după cum dacă am să vă arăt, ceata de copii era formată din copii de vârsta de la 8 ani până la 16 ani. Unul dintre copii purta cu el în mână o creangă înflorită de care era aninată fie un batic lucrat frumos sau batiste lucrate în timpul iernii pentru a împodobi această creangă cu care copiii mergeau la colindat. Iată că se aseamănă culturile între ele. Nu credeți că seamănă puțin cu Sorcova? Eu cred că da, o să spuneți da. Ajungând la casele gospodarilor, aceștia spuneau următorul colind. În numele Preasfântului Allah și a simplității lumii lui Mustafa, iubirea nu ți-o pierde pentru neam, înalță slava Sfântului Nevruz. Cu ce vă prisosește-i dăruiți? În rai să se transforme acest loc. Înalță slavă Sfântului Nevruz. A renăscut natura să vină vara, s-a înfipt tânglie cu putere plugul. Sub talpa ocrotitorului Ali, cel sfânt, înalță slavă Sfântului Nevruz. Sfârșite-ți cele 90, începe vara, de 6 luni tu zaci ca un moșneac, te scoală, dar opincile încalță, înalță slavă Sfântului Nevruz. Scoală, scoală! Cu cât pe degete ai prins, încalță iar papucii înfloriți. Prinde de Nevruz năframa ta, înalță slavă Sfântului Nevruz. Grădina înflorită în fața casei, mai caută în Bocceaua cu minuni. Ori o maramă, ori bănuți, ușor, înalță slavă Sfântului Nevruz. Tot de Nevruz, familia băiatului mergea la familia fetei, unde urma să o pățească. Băiatul amesteca într-o tabă 15 feluri de fructe uscate, peste care acoperea cu o maramă roșie lucrată cu paiete. Acesta este un obicei vechi, cei logodiți își primiteau
aceste tăi cu fructe uscate, care simbolizau unirea celor două familii și legăturile de rudenii. La fel, și copiii primeau niște săculețe cu fructe uscate. Fructele trebuiau să fie număr de 7, niciodată mai puține, ci de la 7 chiar puteau să ajungă până la 100. Tot de nevrut se sărea focul, se făcea un foc mare și de la mic la mare săreau peste foc, pentru că era un motiv în accepțiunea, în cultura prototurcă, se spunea că sursa de căldură și lumină este dată de soare, așa cum este dată de soare, așa este dată și de foc. Focul ucide, distruge, după care renaște. Și chiar atunci când săreau peste foc, toți spuneau să lăsăm necazurile și bolele să ardă în flăcările acestui foc. Vopsitul ouălor este iar o tradiție care are loc tot în această perioadă de ziua de Nevruz. O să vă spuneți, bine, dar vopsitul ouălor se face la creștini. Tradiția este foarte veche. Orientul are atâtea tradiții care s-au transferat spre Occident, încât te minunezi de unde, cum și ce fel au apărut ele. Bineînțeles, când au apărut tradițiile religioase, cum este creștinismul, vopsitul ouălor a continuat, numai că la creștini culoarea este roșie, predomină roșul, pentru că reprezintă, așa cum știm, sângele lui Iisus. Însă, în vechime, turcii strângeau ouăle din iarnă, din cele 4 săptămâni și le vopseau mai întâi în coș de ceapă, după care, acum mai recent, în cele 3 culori specifice culturii turce, roșu, galben și albastru. Este în antichitate, în Orient în general, ouăle, și mai este un proverb, până ce coaja oului nu va cădea, primăvara nu va veni. Cineva mă întreba, cum adică? Da, și la și de Paști, când ciocnim, sigur, ouăle, cojile cad jos. De Nevruz, la fel, se ciocnesc, ouăle cad jos. Ce înseamnă? Că de la Paști, începând, timpul se încălzește. Până atunci, și chiar de Nevruz, începe să se încălzească. Este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale zeiței Ostera. Ouăle au fost în mod tradițional asociate cu fertilitate, belșug și renaștere. În alchimie, oul simbolizează cosmosul. Oul conținând un mic soare, gălbenușul, care la rândul său conține întreaga materie necesară creierii vieții. Vechii perși credeau că cerul, pământul, apa și tot ce se găsește sub cer sunt închise în ou, iar și turcii și chinezii spuneau că vârful oului reprezintă cerul, iar partea mai lată reprezintă pământul. Tot în această perioadă începe transhumanța și muncile de primăvară, dar transhumanța. Oamenii se pregătesc. Aici aș vrea să mă opresc puțin și să fac o paralelă cu legenda Baba Dochia. O știm cu toții, știm cum a ajuns și cum s-a împietrit, cum a plecat, n-o să mă opresc, dar am să vă citesc doar să
legendă care are niște motive. Deci din Asia Centrală, gândiți-vă că sute de ani în urmă, poate mii de ani, în Asia Centrală exista această legendă și la fel ca în România, pentru că și în Balcani există legenda Babadochiei, numai că doar în România există și spațiul geografic punctat unde se văd împietrite oile sau stau Babadochia cu ceilalți, pe când în Balcan este doar o poveste fără să aibă un loc numit spațiu geografic. Iată că și în Asia Centrală există această legendă, dar tot așa cu spațiu geografic bine conturat. Se spune că era o femeie în vârstă care trăia singură. Într-un an de nevrus, fără să țină cont de vreme și fără să aștepte pe ceilalți păstori, se pregăti să urce în munți de una singură. Degeaba au încercat sătenii să oprească. Drumul era lung. Putea ninge, poate fi furtună și tu nu poți să îngheți. Și tu poți să îngheți, spuneau vecinii. Bătrâna parcă nici nu auzea. Puse în spate ceaunul pentru mămăligă și lapte, în mână luă un băț pentru a se propti pe drum și cu turma de oi și capre porni. Nici nu plecă bine și o furtună puternică începu. Nu era chip nici să înainteze, dar nici să se întoarcă. Întoarse ceaunul cel mare cu gura în jos și se adăposti sub el, vorbind de una singură cu încăpăținare. Chiar de ninge, chiar de plouă, voi merge mai departe. Tot vorbind și așteptând să se schimbe vremea, femeia împătri împreună cu ceaunul și oile sale. Vedeți formele acelea de pe muntele din față, care seamănă cu o femeie acoperită de ceaun și altele mai mici de jur împrejur, spuse bunicul din povestea noastră. Se spune că ele sunt bătrâna din legendă împreună cu turma ei. Se mai spune că a fost pedepsită pentru faptul că a vrut să plece singură, dar fără să asculte sfatul celor din jur. M-a impresionat atunci când am descoperit această legendă, pentru că mi s-a părut foarte interesant când ea a apărut într-o zonă la mii de kilometri depărtare de România sau de Balcani. Asta înseamnă că oamenii gândeau la fel, oamenii circulau dintr-o parte într-alta și sigur că se îmbogățeau cu poveștile și basmele auzite la gura sobei sau atunci când se întâlneau păstorii unii cu alții în drumul lor. Am scos și cartea aceasta, Poveste de Nevruz, legenda apare și aici pentru copii și o să o edităm, ea este epuizată, dar o să o edităm din nou. Această mini-expoziție în care invit să vină și școlari, copii, cu drag, în cursul săptămânii viitoare, cam după orele 14 până la orele 18, unde se pot bucura, unde îi aștept să le povestesc despre fiecare tablou în parte. Aici o să vedeți expuse, am încercat să expunem în această mică mini-expoziție obiecte aparținând turcilor din această zonă,
avem și o rochie veche de 100 și ceva de ani, avem imagini care reflectă din tradițiile și obiceiurile legate de această sărbătoare a primăverii. Avem de asemenea și obiecte care aparțin culturii române. Avem și ouăle vopsite. Ne bucurăm, chiar mai vreau să precizez că avem aici o crenguță, are un alt copil, ținea o crenguță și aveți aici a rămas un singur clopoțel, ălălaltul a căzut. Clopoței aceștia sună, aveau rolul de a alunga atunci când se cânta colindul, să alunge spiritele rele din casa gospodarului și să aducă în casa gospodarului bucurie, prosperitate, sănătate și Dumnezeu, divinitatea să-i ocrotească de tot ce este rău. Seamănă puțin cu obiceiul clopoțeilor de la dansul călușarilor, parcă. Sper să mai avem și cărțile care au apărut cu dedicate cu povești și tradiții din diferite zone ale popoarelor turcice și v-am pregătit câteva clipuri care unul dintre clipuri este chiar o secvență din spectacolul prezentat pe scena UNESCO și o să vedeți surprinzător de plăcut și un dans, un cântec la nai al unui găgăuz din Moldova, dar care cântă o melodie românească specifică zonei noastre. Vă las în compania acestor clipuri și vă aștept la această mică expoziție cu bomboane și cu bucuria de a vă povesti lucruri mult mai interesante. Kardeş Bosna sancağından selam olsun. Hopamıştan Ermanas'tan Çanlı'yilim Bağboz'dan yeniden yazılsın
sun. Selam olsun, selam olsun, selam olsun, selam olsun.
cadrul întâlnirii internaționale organizate la Abu Dhabi în anul 2009, între 28 septembrie și 2 octombrie de UNESCO, Consiliul de Protecție a Patrimoniului Cultural Mondial s-a propus sărbătoarea milenară Nevruzul să fie trecută pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial Universal. Începând cu anul 2010, Adunarea Generală UNESCO a decretat data de 21 martie Nevruz sărbătoare universală. Uniunea Democrată Turcă din România, pe atunci eram președinta Comisiei de Cultură a acestei uniuni, fără să știe că va fi propusă de către UNESCO ca sărbătoare universală Nevruzul, a inițiat, pentru că și-a dorit foarte mult să revigoreze vechile tradiții, a organizat pentru prima dată la Teatru Elpis, în cadrul manifestărilor dedicate echinocțiului de primăvară, chiar sărbătoarea Nevruzului. Atunci s-au vopsit ouăle, atunci s-a mâncat pilaful, atunci Comisia de Femei, care avea deja un cor, corul Mehtap, a debutat. La fel s-au adunat foarte multe formații artistice din Constanța, iar ca invitați au fost, pe lângă publicul local, au participat de personalități diplomatice, precum cei din cadrul Consulatului General al Turciei la Constanța, Consulatul Rusiei și celelalte consulate onorifice care și aveau sediul la Constanța. Iată că de atunci și până acum, în fiecare an, atât comunitatea turcă cât și comunitatea tătară sărbătoresc la oaltă această zi. Anul acesta nu putem să ne distrăm pentru că frații noștri din Turcia au suferit, după cum știți și dumneavoastră, dezastrul unui cutremur și sufletul nu poate să se înveselească. În schimb, vom face la Constanța un simpozion, la Galați, după cum vedeți, o mini-expoziție, această emisiune pe care o dedicăm sărbătorii de Nevruz și sperăm ca pe viitor să ne bucurăm așa cum ne-am bucurat de fiecare dată. Vreau să precizez că împreună cu Centrul Cultural Dunărea de Jos am avut cu câțiva ani în urmă un spectacol extraordinar precedat de un simpozion de la Zamolxe la Dede Corcut. A fost foarte interesant și foarte frumos pentru că s-au adunat formații din România și de la comunitățile din zona euroregiunii Dunărea de Jos, aparținând turcilor, tătarilor, crimeieni și găgăuzilor de peste Prut. Voi încerca să închei această seară cu acea incantație despre care v-am vorbit, o incantație care este scrisă pe menhirurile orhonice și pe care eu, descoperind-o în limba turcă actuală din Turcia, am tradus-o în limba română.
Incantația sună cam așa. Pe tine, Nevrus, zeul cerului te-a creat și trimis pe pământ să strălucești și să dai viață celor 60 de soiuri de flori și plante, celor 60 de feluri de păsări și animale, să umple natura cu mireasma și glasul lor. Ei, tu, soare, stăpânul luminii, ei, tu, soare, stăpân al vieții pe pământ, ei, tu, soare, stăpân al frumuseții, ei, tu, stăpân al cerului, tu, Göktanrı, fă să curgă din nou în venele noastre sânge proaspăt, fă ca văile să fie pline cu cirezi de vite și grase și frumoase, fă ca pe câmp să zburde în voie hergheliile de cai, lângă care mânjii să-și freamete nările, în mirosul firii de iarbă de-abia încolțit. Fă ca turmele de oi să se mulțească. Ei, tu, soare, fă-ți aripi din vântul primăvăratec, anină și căldura razelor tale în pletele tale, înfășoară-te cu albastrul norilor pufoși și vino cu toată splendoarea ta către noi. Dă-ne un pic de prosperitate și puritatea ta, ca să putem renaște din nou și muri la fel. Ei, tu, soare, stăpân al tuturor și a toate, dă-ne fete și feciori puternici ca taurii, neînfricați ca și caii sălbatici, doritori de înălțare, precum muntele Trul și blâns ca miei. Dă-ne putere și frumusețea nemuririi tale. Cu aceste cuvinte care ne luăm rămas bun, de fapt, de la dumneavoastră, dorindu-vă o seară liniștită, ca de obicei, cu gânduri frumoase, cu prosperitate a zilelor de mâine și a celor ce vor veni, și această sărbătoare a echinopțului de primăvară să ne aducă bucurii în suflete și prosperitate în viață. O seară bună, dragii mei!